Ribaldia, unul dintre organizatorii etapelor 7 și 8 ale campionatului național de viteză pe traseu montan, a fost la un pas de a sfârși tragic în cursa desfășurată la Abrud. Mașina sa s-a izbit de un parapet de protecție și a rămas practic suspendată deasupra unei râpe. Un alt accident a fost provocat de Lucien Hora, care l-a lovit pe interiorul unui viraj pe unul dintre cameramanii stației locale ProTV Alba Iulia. Cătălin Cădan nu a oprit camera care a înregistrat impactul cu aripa mașinii Volkswagen Golf condusă de Lucien. Echipa de Formula 1 Stewart Ford a anunțat că englezul Johnny Herbert a semnat un contract pe